Pilda celor 10 fecioare. Într-un timp îndepărtat, 10 fecioare au ieșit în întâmpinarea mirelui pentru a participa la o nuntă. Fiecare dintre ele a luat cu sine o candelă pentru a lumina drumul în timpul procesiunii. 5 dintre ele au fost înțelepte și au luat și ulei în vasele lor, pe când celelalte 5 au fost neglijente și nu au adus ulei suplimentar. În timp ce aveau loc pregătirile pentru sosirea mirelui, acestea s-au trezit că a mai trecut mult timp și că mirele întârzia. În cele din urmă, a fost anunțată sosirea lui. Fecioarele înțelepte și-au aprins candelele cu uleiul lor pregătit, iar lumina lor strălucea puternic. În schimb, fecioarele neglijente și-au dat seama că rămăsese foarte puțin ulei în candelele lor și s-au îngrijorat că lumina se va stinge. Ele au cerut fecioarelor înțelepte să le împartă uleiul, dar acestea au răspuns că nu pot face acest lucru, deoarece s-ar putea să nu fie suficient pentru toate. Astfel, fecioarele neglijente s-au grăbit să caute ulei și, între timp, mirele a venit și a intrat în casa nunții. Când fecioarele neglijente s-au întors, ele au găsit ușa închisă. Au bătut și au cerut să li se deschidă, dar mirele le-a răspuns că nu le cunoaște și să plece. Această pildă ne învață despre importanța pregătirii și anticipării pentru venirea lui Hristos. Fecioarele înțelepte au fost pregătite cu ulei suficient pentru a-și menține lumina, reprezentând credința lor solidă și relația lor strânsă cu Dumnezeu. Pe de altă parte, fecioarele neglijente au fost nepregătite și s-au bazat pe alții, crezând că pot obține ulei în ultimul moment. Ele au pierdut oportunitatea de a-L întâlni pe mire. Această pildă ne amintește să fim vigilenți și să ne păstrăm credința vie și puternică, să fim pregătiți în permanență pentru venirea lui Hristos. Nu putem întârzia în a ne apropia de El și de a trăi în conformitate cu învățăturile sale. Este responsabilitatea noastră să ne hrănim spiritual și să ne întărim credința, astfel încât să fim pregătiți să-L întâmpinăm pe mirele nostru.